inițial să se spele de păcatele anterioare, să treacă în revistă toate greșelile, inclusiv prin rolul pe care l-a avut și ea în guvernul Filat, guvern care uneori a sicătuit bugetul statului prin schemele și excrocheriile, inclusiv bancare, și de care a beneficiat și ea în mod indirect, ca fiind membru din acea echipă pe LDM, tot mai mult seamănă Maia Sandu cu așa un fel de chip feminin al lui Filat. Ea spune, este o versiune, și cer scuze, poate e o remarcă prea dură, dar e o versiune feminină a domnului Filat. Și vă explic de ce. Inițial speranțe, după care minciună, speculație și dezamăgire. Și cu regret, în Maia Sandu astăzi văd dezamăgire.